Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră minunată de Farming Simulator 2022 pe Miniburn. Și v-am spus și în episodul trecut că o să mai fac niște joburi și am ajuns la 119.000 de euro. Euroi frumoșei, euroi. Hai să oprim motorul la tine. Și după cum știți, în episodul trecut ne-am uitat noi la această seră să o punem în productivitate. Dar din câte am înțeles, nu știu sigur. Status inactiv și aici material missing. Mie mi-ar trebui doar apă, adică doar apă îi trebuie, nu știu sigur, hai să închidem noi asta la seră. Aici e deschis. Văd că pe ăștia doi nu-i mai ia bocuțele, dar cred că au destul. Nu au destul. O să-i trag un pic mai așa. Acum mai vreți? Nu, nimic, nici acum. Păi, o să ia ei când au nevoie. Asta cât are? 1900 de litri. Cred că e de ajuns totuși. Haide să deschidem spate și să plec eu cu tractorașul. Să las în primul și în primul rând, trebuie să las, cred că o să las asta aici. Încărcătorul. Te las pe tine și apoi încărcătorul jos. Așa, ia uite așa, frumos. Încărcătorul l-am lăsat din Massey Fergusones. Domnul Massey Fergusones. Și o să luăm o din aia de apă, cred că îmi trebuie. N-am mică de apă. Ce putu că era apa. Trebuie să căutăm o cisternă. Animal transport. Nu, văd că aici nu. Nimic pe aici. Slurry tanks. Și apa poate că era asta. 22.000 de euro. Dar ceva mai mic n-avem. Mai ieftin 22.000. De cărat, apă. Și cu asta cred că poți și... Dar cred că era și altundeva, din câte știu eu, mai erau. Din asta de cărat, apă. Fertilizer. Așa, nimic. Pe aici nu mai văd. O să luăm pe asta atunci. O să o închiriem de la magazin și o să ducem un tractor direct acolo la ei, la ea. Tractorul și dăm reset. Bun, haide să mergem la magazin aici. Bun, o luăm. Și o ducem direct în fața la mine. O să vă tai drumul pentru că nu cred că are rost. Ne vedem direct acolo. No, bun, și am intrat și aici direct la fermă. Oleu, paletul ăla l-am luat și l-am dat de toți pereții. Deci nu este foarte frumos din partea mea. Ia să vedem. Dacă îi dăm refill, intră și îmi scade și banii. Nu e bine. Nu se bagă tonul de apă, nu mai mult. Ia să vedem. S-au dus 100 de euroi. Nu e convenabil. Dăm cu spatele aici. Frumos. Dacă putem, da cu spatele în primul rând. Dăm apa jos. Să vedem ce mai încape în seara aici. Mamă, încape mult. Deci putem lua multă apă. Și trebuie să luăm baloții că crește din nou iarba. Că crește. Ia să luăm mai multă apă. Nu știu câtă, dar o să iau. Mai multă.
Dar nu de toți bani, asta e sigur. O să mai rămână și mie ceva bani, sper. Haide. O să mai las, să las să umple, dar nu pe toate. Când o să mai am 117.000 de euro fix, atunci o opresc. 400, 300, 200, haide, dar cred că se umple până, până când se face asta în full nation. Da, se umple sigur. Și asta încă e mică. Eu mă gândesc la una mare ce o să facă. Ia să vedem cât încape. Oare încape toată apa? Nu cred. Water 5.000 de litri. 7.000. Mama, încape încă, ești nebun încă pe atât încape. Păi o umplem de apă dacă tot. Și lăsăm să producă. Să producă cât trebuie. Nu mă așteptam, sincer, să fie atât de mult. Nu umplem acum, nu avem ce face, însă se umple și umplem și seara de apă, dacă tot. Avem 70% din ea. Îmi pute și nu pleca și bani, eu plecam la 2000 de euro numai pentru apă. Nu mă așteptam să fie așa mult, hai că ajunge sigur. Dar oricum mai mult, nici nu pun hopa, că intră în seră. Hai să lăsăm apa. 10.000, 12.000. 14.000, 15.000, 16.000 ajunge, o returnăm, gata, nu are rost să ținem așa ceva la casă. Bun, ce vreau să fac acum e să-mi cumpăr unul de asta. Asta are 24 de metri, ce văd că e cel mai convenabil, asta are, asta e cred că un fel de adaos pentru unul din astea. Dar nu cred că pentru asta. Pentru asta poate. Nu știu unde e. Cred că pentru asta aici în față se pune. Sau nu? Nu știu. Nu pot să-mi dau seama, dar... asta e un butoi doar, nu? Da, nu face de... doar un butoi. O să cumpărăm pe asta. 34.000 de euro în investiție. Destul de bună, pentru că oricum o să mai am nevoie să o... folosesc. Deci și trebuie să și fertilizez terenul ăsta de acilea. De să ducem noi tractorul direct la magazin. Îi dăm reset. Reset. Așa, nu? Nu merge reset așa. 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 Bun. Hai să luăm tractorul. Să umblăm cu fertilizator de acolo, din spate. Că avem deja cumpărat fertilizator. Și mai avem și lime. Și semințe. Deci din asta nu trebuie să mai cumpărăm. Să fertilizăm și noi. Să fertilizăm și noi acolo pământul de iarbă. Și din nou vă aștept, o să reveniți într-o secundă când ajung eu acasă. Bun, am ajuns în fermă și o să las fertilizatorul aici pentru că deja am plin de... de iarbă și am să bag niște motorine la tractor. Îmi mai trebuie. Merge și la motorine la ce ăștia? Ce ești? Diesel fuel storage. Oh, mama. Oh, my God. Oh, my God.
Hai să cumpăr un nou. Gata. S-a adus. Dar cred că pot să... Nu? Stai, engine, nu știu ce e camera auto. Trebuie să iau eu de aici? Nu cred. Bun, eu l-am umplut cu diesel, dar cum am umplut eu utilajele din el? Nu știu ce, nu știu. În fine. Am oprit motorul la tractor. Și cred că o să dau timp un pic pe repede, pentru că... Să trebuie un pic să mai crească din astea. Să văd și ce fac cu iarba, cât de cât să le fertilizăm măcar. Și revin direct când sunt acolo cu iarba crescută și cu tot. Bun, am revenit aici. Deci trebuie doar să fertilizăm. Mi-am schimbat și roțile la tractor și tot. Văd că are o problemă zăpada dacă mișc așa, dar nu știu de ce. Uite cum face. N-am idee de ce, dacă mă puteți ajuta voi, ar fi perfect. Dă-ți dăm așa, 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 așa. Hai că aici nu durează mult de fertilizat, o să vă țin cu mine. Fertilizatorul și plecăm către iarbă să fertilizăm și iarba. E foarte spăr să ne dat asta, că arată mai frumos, adică mi arată și mie. Interiorul tractorului e altceva, parcă e mai realistic așa. Trebuie să-mi iau și volan să mă joc. Și cum are barba neagră joystick. Ar fi fain. Dar prima dată să-mi permit. În momentan n-am bani. Dar mersi frumos, băieți. Mersi că m-ați băgat futu-vă în larepă. Mă urc pe voi, mă. Mă, nu le-a nicio șansă, trebuie să mă dau în spate. Să trăiți, domn general. Opa, așa. Așa, m-am dat în spate. Și mergem. Mergem, mergem, mergem. Uite cum face zăpada aia, vai mor. Dar n-am lag, nu am nimic, doar așa face zăpada, dar n-am de unde să știu de ce. Sper să nu se facă un episod prea lung. Mai fertilizăm încă puțin și o să închid episodul aici, după ce te-ai fertilizat această iarbă frumoasă și mai vorbesc un pic cu voi și gata, ouleu, 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 i-am uitat să iau baloții de pe iarbă, nu-i bun, pot să trec pe deasupra baloților oare cu fertilizatorul dacă ridic sus, nu știu, sper că da. Se mai pune fertilizarea? Oare se mai pune? Ia să vedem. Da, se pune, e bine, e bine. Pot să trec, cred. Deasupra lor. Da, pot lejer să trec deasupra lor.
Haide, 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 haide. Bună. Văd că a terminat de... Am terminat aici de dat și e totul bine. O să vă spun că eu off-camera o să dau mâncare văcuțelor și o să erbicidez terenul de sus. Ca să nu vă mai frec cu la ochi din cauza acestei zăpăzi. Nu știu de ce faci așa. În fine, pe voi vă las. Ne auzim data viitoare. Ciao, ciao.